Mihai, în așteptarea ședinței de mâine a Rezervei Federale, astăzi propun să vorbim puțin despre câteva companii listate ce ne-au atras recent atenția, fie din prisma rezultatelor financiare pe care le-au publicat sau, eu știu, alte știri care au apărut între timp. Ce mai fac companiile importante, să spunem? Adi, să notăm din start că nu ne propunem să facem recomandări, nu e asta intenția. Clar, nu, în mod cert. Deși aceste companii pot fi tranzacționate oricând prin TradeView, în mai multe forme posibile, cu asistența pe care o acordați și voi la departamentul de brokeraj pentru tranzacții, asistența operațională, pot fi tranzacționate în toate felurile posibile, mă rog, sunt două feluri posibile, Corect. dar de asemenea, Adi, nu este o listă completă. Cu siguranță ne-au scăpat o serie de nume, probabil că vom reveni. Sunt cele câteva nume de companii pe care le-am colecționat, ca să zic așa, în acest podcast în ultimele zile, fie din perspectiva, cum ai spus tu, a rezultatelor financiare, Da, evenimentelor da. corporative, a perspectivelor sau din perspectiva unor legături interesante care pot fi făcute între aceste companii și anumite tendințe sau preocupări noi manifestate în sectoarele din care aceste companii fac parte. Și hai să începem cu probabil cea mai mediatizată companie a Cel acestui mai an, corect, cel mai mare IPO sau nu, cea mai bună performanță cea mai de succes de succes, IPO, așa este, da. pentru că Beyond Meat, despre Da. care am vorbit în Corect. nenumărate rânduri în ultimele 6 luni, dacă Da, nu chiar așa mai mult de este. atât. Asta este o companie care s-a listat foarte recent, dacă nu mă înșel, undeva la 25 de dolari pe acțiune și atinsese vreo 240 de dolari în ședința de tranzacționare de ieri. În sfârșit, Beyond Meat a venit cu primul set de rezultate financiare post-IPO. În aceste rezultate financiare, lucrurile n-au arătat deloc rău. Adică, Adi, compania a raportat venituri de aproape 4 ori mai mari în trimestrul al doilea al acestui an, trimestrul lor de raportare, de asemenea anunțând că urmează să devină în sfârșit profitabilă în 2019. De altfel, pentru întreg anul, ei estimează vânzări de aproape 3 ori mai mari decât cele de anul trecut. Vânzările Beyond Meat în 2019 ar trebui să atingă 240 de milioane de dolari. Creșterea este pur și simplu exponențială față de perioada ultimilor 2 ani. Însă, pentru trimestrul de raportare, exclusiv pentru ceea ce au generat ca și cifre concrete, Beyond Meat a raportat o pierdere netă de 9,4 milioane de dolari, de 2 ori mai mare decât cea așteptată de analiști. Să notăm de asemenea că principalul lor produs, Beyond Burger, burgerul vegan, la care am făcut și noi referire de atâtea ori în trecut, se vinde deja în aproape 53.000 de outlet-uri, fie că este vorba despre lanțuri de distribuție sau restaurante sau benzinării, sunt 53.000 de locuri în Statele Unite unde poți găsi Beyond Burger. Mi se pare că au găsit o modalitate foarte bună de a atinge cât mai multe, o piață cât mai mare și acoperi o cotă de piață. Absolut, ei încearcă să vină și în Europa, încearcă să vină și pe alte continente. Au această efervescență foarte, foarte mare a colaborărilor, a se duce și a încheia tot felul de acorduri de colaborare cu lanțuri de restaurante sau cu unități de distribuție. Și să știi că o mulțime de lanțuri importante de restaurante includ deja produsele Beyond Meat, fie că este vorba despre Beyond Burger sau alte produse Beyond Meat, dar și ale concurentului principal, care încă nu este listat, Impossible Foods. Dintre aceste lanțuri importante de unde o să poți cumpăra Beyond Burgers sunt deja Dunkin' Brands,
Del Taco sau White Castle, sunt niște nume probabil foarte cunoscute și pentru cei care ne urmăresc. Ok, ce vreau să te întreb, Mihai, de ce totuși, pentru că am văzut aseară în After Hours, a avut o scădere de aproape 13%, dacă nu mă înșel. De unde scăderea? Pentru că văd că ritmul de creștere al rezultatelor e destul de bun, să fi fost acea pierdere mai mare decât cea așteptată. A fost, însă nu e ca și cum cei care au investit în această companie nu au fost suficient de cinici să vadă că este o companie. Categoric. Și știi că refrenul IPO-urilor anul ăsta a fost Într-adevăr, companiile ce s-au listat nu sunt toate profitabile nici în acest moment. unele dintre ele nici măcar nu urmăresc obținerea unui profit pe termen scurt. Iar Corect, asta nu da. este neapărat amendat pentru că Amazon, la Da, începutul da, existenței pe bursă, da. Da. refrenul Amazon în acei ani timpurii a fost că nu este interesat de obținerea unui profit. Corect. Și uite unde este Amazon acum Da, și într-adevăr. precedentul ăsta este măsurat și luat cu foarte mult entuziasm pe Wall Street într-un an Într-adevăr. 2019 în care băncile centrale aproape că te împing de la spate să consideri în termeni buni precedentul numit Amazon. Da, oricum am sesizat lucrul acesta că piața americană nu e concentrată atât de mult pe rezultate în momentul în care se listează o companie nouă, spre deosebire de exemplu ce vedem pe piața noastră locală. Mi se pare Da, că da, da. interesul Diferența mare. pe rezultate e mult mai mare, ci acolo se concentrează mai degrabă pe business, pe posibilitatea de a se dezvolta, pe potențialul. Pe perspective și Perspectivă, aș exact. spune chiar mai mult decât atât pe puterea exemplului. Exact, Adică, da. într-un mediu în care dobânzile sunt atât de jos și Da. sprijinul monetar și fiscal este atât de important, Da. îți permiți să te gândești la puterea exemplului, la companii care s-au listat acum 20 de ani sau 30 de ani Da. și care au reușit să devină niște vedete ale Wall Street-ului, chiar fără să fi manifestat vreo atenție deosebită în privința propriei profitabilități, propriilor cifre financiare la început. Corect. Revenind, Scăderea în After da. Hours de vreo 13% pentru Beyond Meat a mai avut un pretext și anume compania intenționează să facă o emisiune de acțiuni noi, mai precis 3,25 milioane de acțiuni noi. Beyond Meat are nevoie de bani pentru a Ok. finanța în continuare această expansiune absolut fenomenală a activității și în Statele Unite și în afara Statelor Unite și această cumva majorare de capital a fost amendată după finalul ședinței de tranzacționare. Însă trebuie să punem lucrurile în perspectivă. După o apreciere de aproape La asta vreau să zic și eu, 800% având în de la vedere IPO și până acum, creșterea pe care am avut-o de la IPO, era normal că la un moment dat să apară și o corecție. spațiul de eroare sau de Da, da, prudență, na, a existat, a fost categoric, da. acolo, și s-a manifestat în această scădere after hours. Ok, hai dacă ne uităm puțin și în Europa, ce mai știm de Deutsche Bank? La Deutsche Bank am ales să vorbim despre Deutsche Bank în acest podcast, pentru că e foarte interesant de urmărit care va fi în viitorul apropiat, care va fi reacția acestei companii pe bursă la Frankfurt vis-a-vis de niște știri care, din nou, nu sunt deloc faste. Nu sunt deloc faste în acest moment. Din perspectiva companiei sau te referi la o imagine mai macro? Ambele. Ambele, ok. Deși dacă stăm să vorbim mai mult, cine știe, poate că am putea veni cu alte interpretări, inclusiv legate de acel anunț al Băncii Centrale Europene. Pentru că hai să începem cu asta. Banca Centrală Europeană aproape că promite dobânzi mai mici în această Da. toamnă în zona euro. Lucrul ăsta nu are cum să fie bun pentru Deutsche Bank. Îți comprimă și mai mult marjele de profit. Pe de altă parte, Mario Draghi spune că ar putea totuși exista un sistem cu mai multe paliere, mai multe niveluri pentru dobânzi. Mă rog, în traducere, s-ar putea găsi moduri prin care dobânzi și mai mici în zona euro să nu mai aibă un impact negativ suplimentar asupra băncilor din bloc. Da, deci
Macro, deocamdată, la face value, faptul că vom avea dobânzi mai mici nu e foarte fast pentru Deutsche Bank. În al doilea rând, e acel plan de restructurare, cel mai recent plan de Corect, așa restructurare. este, da. Probabil cel mai important din istoria băncii germane, Da. cu niște costuri foarte, foarte mari aruncate pentru următorii 2 ani, cu niște concedieri în masă. Cum s-a decis acest plan de restructurare la Deutsche Bank? Sunt niște detalii foarte interesante și noi vom da în descrierea acestui podcast un link către un material făcut de către cei de la Financial Times cu foarte multe interviuri cu oameni din interiorul băncii, exact cum s-a ajuns la aceste măsuri de urgență, de ultimă instanță la Deutsche Bank. Un material absolut fascinant pe care îl recomandăm celor care ne urmăresc să-l citească, chiar dacă nu au un interes direct legat de tranzacționare legat de Deutsche Bank. De asemenea, am văzut și rezultatele financiare pentru al doilea trimestru la Deutsche Bank. Care nu au fost mai Au bune. dezamăgit Da. așteptările. Cele mai mari pierderi la Deutsche Bank, cea mai mare pierdere trimestrială din ultimii 4 ani. Pe de altă parte, nu avem în ultimile zile noi minime record la Fix Deutsche la asta Bank. mă gândeam și eu, că cu toate că, cum ai spus și tu până acum, știrile nu sunt foarte bune, nu tocmai faste și chiar și cu această pierdere care cu siguranță a atras atenția Dar investitorilor. rezultatele financiare cred că sunt, sau îmi permit să spun Da. opinia mea, au o relevanță foarte mică de această dată în măsura în care Da. anunți un plan de Da. restructurare care ar trebui să aibă niște efecte critice, fie pozitive, fie negative, dar să ducă banca într-o altă direcție. Da, probabil că de aceea și prețul a rămas în Probabil echilibru că și de sau aceea. constant, da. Și tu îmi spuneai de mediul macro. Să nu uităm Da. de asemenea că acum câteva zile a venit un indicator de încredere a corporațiilor, un indicator foarte important din Germania, care practic măsoară încrederea companiilor nemțești vis-a-vis de un orizont de 6-12 luni. Deci Da. să uită în față, nu aduce o fotografie a trecutului, să uită în față. Iar această evaluare, IFO, așa se Da. numește ea, a relevat cea mai mică încredere în Germania, cred că din ultimii 6 ani, iar analiștii instituției care fac această evaluare spun că observă o extindere foarte îngrijorătoare a unor condiții de recesiune în economia Germaniei. Deci și pe acest fundal ai reacția la Frankfurt a Deutsche Bank deocamdată de plafonare, nu de scădere, nu de creștere. De aceea Corect, spunem că așa din este. momentul ăsta e interesant să vezi dacă va exista o divergență între știri teoretic negative și reacția Da. cotațiilor sau nu. Interesant de urmărit în continuare. Ok. Mihai, nu am mai discutat de mult timp și știu că la un moment dat chiar părea interesant subiectul. Ce mai face Nokia? Nokia. Vorbim în acest podcast despre Nokia cu ocazia publicării rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru. Și au raportat, sezonul de raportări financiare se întâmplă și în Europa, e în plin toi și în Da, Europa, categoric, nu doar în da. Statele Unite și înțeleg că trebuie să Va înceapă și urma la și, noi sau da. deja am primit niște Niște rezultate pe rezultate, aici și sigur că acolo. da, da. Mi-au atras atenția rezultatele astea, nu neapărat cifrele în sine, deși pentru trimestrul al doilea au raportat o creștere surprinzătoare a profitului, citând o creștere a cererii pentru partea de rețelistică 5G, la care nici măcar compania nu se aștepta. Dar rămân prudenți vis-a-vis de outlook-ul de perspectiva pentru întreg anul 2019. Însă mi s-a părut că în declarațiile pe care le-a făcut Nokia cu această ocazie, se recunoaște pentru prima oară potențialul ăsta al implementării 5G în Europa, dar nu neapărat, nu doar în Europa. În aria asta, Adi, cu companii care se ocupă de implementarea rețelelor de telecomunicații, problemele au apărut pe la mijlocul acestei decade.
în măsura în care cererea pentru rețele 4G și-a atins potențialul maxim, a ajuns Așa la este. maturitate și a existat o plafonare sau chiar o scădere a activității acestor companii de infrastructură în telecomunicații, repet, pe măsură ce 4G și-a atins potențial. De acum încolo, evident, privind către 5G, chiar cu asteriscul rezervelor pe care Statele Unite, ai văzut, și alte economii importante le-au vis-a-vis de implicarea Huawei în sfera asta. Și la prima impresie îi spune, wow, Nokia, Ericsson, sunt niște companii care ar trebui să profite foarte mult pe seama 5G și de asemenea pe seama unei oarecare izolări a Huawei sau altor companii chineze care ar dori să facă chestia asta în Europa și în Statele Unite. Și totuși, pentru că vrem să prezentăm o imagine destul de echilibrată asupra lucrurilor, chiar dacă noi personal, într-un caz sau altul, putem să avem un entuziasm mai mare decât transmitem în podcasturi pentru anumite companii. Și totuși, uite că cu câteva zile înainte a rezultatelor financiare de la Nokia, Ericsson, care este principalul concurent al Nokia pentru o mulțime de proiecte în sfera asta, a avertizat că în încercarea de a câștiga primele contracte, pentru că aceste companii acum se bulucesc să ia contracte repede, să acumuleze cotă de piață, e bine, aceste companii în încercarea de a acumula repede cotă de piață pot face niște concesii destul de importante și în felul ăsta marjele de profit, cel puțin pe termen scurt, să spunem, pentru a doua jumătate a acestui an, să sufere o compresie. Adică tocmai potențialul ăsta mare al 5G să însemne pe termen scurt mai degrabă o alunecare a rezultatelor financiare înainte ca aceste rezultate financiare să... Evident, întrebarea foarte importantă este unde anume sau de fapt când anume ai cumpăra o companie, când da, corect, așa alunecă este. Un pic sau când toată lumea e... Asta e o decizie pe care fiecare investitor trebuie să o ia. Și ai văzut că tranziția către ceva nou, către nu este neapărat recompensată într-o primă fază de investitor. Corect. Corect. Gândește-te, producătorii auto tradiționali, cei din Germania, în modul în care au început să tranziteze către electric, ai văzut ce s-a întâmplat cu Daimler sau cu BMW. Corect. De asemenea, ce s-a întâmplat cu o serie de companii din sectorul de energie care merg către forme neconvenționale, iar în sectorul de tehnologie chiar BlackBerry, care se reinventează ca și Nokia. Asta vreau să întreb, ți se pare că și Nokia ar putea face ceva gen BlackBerry? Da, cred că hai să o exprim așa, aș fi mai atent la BlackBerry decât la Nokia, dar nu mult mai atent. Da, corect. Să spunem de asemenea că acțiunile Nokia pe bursa din Helsinki sunt destul de jos, dar jos comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și că oferă, din ce am văzut, un randament al dividendului, un randament anual al dividendului undeva spre 4% în euro. Destul de mare dacă te gândești la companii din sectorul de tehnologie. Plus la euro 4%. Bine, ai companii din sectorul de energie care nu fac tranziția către nou și care oferă 7-8. Corect, așa este. Aș spune chiar aproape de noi. Nu neapărat mai încolo în Europa. Corect, așa este. Mihai, dacă ne mutăm puțin și în Asia, te îngrijorează ceea ce vedem zilele acestea pe străzile din Hong Kong? Da, e imposibil să nu te îngrijoreze, mai ales în actualul mediu geopolitic. Pentru că dacă mă întrebai acum 2-3 ani, lucrul ăsta aș fi spus că nu mă îngrijorez. Ok. Acum însă da, însă îți propun ca peste câteva zile, poate chiar după anunțul de miercuri al Fed-ului, să vorbim și despre Hong Kong, să vorbim și despre ce se mai întâmplă în negocierile comerciale dintre Statele Unite și China. Da, într-adevăr, că n-am mai auzit mare lucru. Da, dar ele există. Am putea să vorbim ceva mai la liber despre aceste două subiecte. Eu sunt extrem de interesat de, cred că pentru următoarele câteva zile, Adi, sunt mai interesat de ceea ce sunt sau de ceea ce s-ar putea întâmpla în Hong Kong decât de anunțul Fed-ului. Și asta spune multe. Să mai zicem un lucru, Adi. Oricine poate pune întrebări. Da. Și chiar le propunem celor care ne urmăresc să
întrebe în comentariile, pentru că noi facem Corect, aceste așa este. podcast-uri pe YouTube și pentru că avem avantajul acelei rubrici de comentarii. Putem prelua acele întrebări, putem să facem, să construim un podcast doar cu acele întrebări. Da, mi s-ar pare E o super propunere, interactiv, ar da, fi super, super tare. propunere validă pentru oricând. Deci, oricând cineva are o întrebare și nu doar întrebare, dar putem să construim, poate chiar mai ușor, un podcast cu întrebările celor care ne urmăresc. În Asia de Sud-Est, următoarea companie despre care vorbim este Taiwan Semiconductor. Este un furnizor foarte important pentru Apple. Este o companie care este de asemenea listată pe Bursa Americană de Acțiuni și pe marginea acestui conflict comercial între Statele Unite și China, dar și pe seama unei alunecări importante a vânzărilor de iPhone, această companie a suferit foarte mult în rezultatele financiare pentru primul trimestru. Gândește-te că în primul trimestru, Taiwan Semiconductor a înregistrat un profit net cu 31% mai mic decât cel înregistrat în perioada comparabilă din 2018 și de asemenea venituri în declin cu 21% față de aceeași perioadă din 2018. E foarte interesant că atât veniturile, cât și profiturile, chiar dacă cifrele n-au fost deloc senzaționale, au avut ambele o tendință evidentă de creștere în al doilea trimestru, adică în trimestrul ăsta de raportare, cel mai recent de raportare. Taiwan Semiconductor face această legătură foarte interesantă cu Apple. Dacă te uiți pe un grafic, e de acum câteva zile pe slide, o să vezi că în ciuda Chinei, alunecării economiei chineze, în ciuda tensiunilor comerciale, în ciuda situației mai precare la Apple, uite, vezi, Taiwan Semiconductor e aproape de maxime și Da, cred că e chiar vorba asta chiar mă de uit, maxim record. da. Ei bine, perspectiva pe care a anunțat-o pentru al treilea trimestru, acum cu ocazia, a fost de venituri și profituri peste așteptări, chiar și peste așteptările pieței. Adică ei se așteaptă ca această revenire a cifrelor financiare să continue în trimestrul al treilea, cu bătaie spre finalul anului. Este o perioadă în care, de asemenea, Apple va lansa noua linie de iPhone. Corect. Știi și tu că vor fi niște telefoane nu cu mult diferite față Da, de într-adevăr. îmbunătățirea cea mai importantă apare în modulul de cameră. Simt o concentrare din partea mai mult. Adică și Samsung mi se pare că se concentrează Da, aici cu ce un mai mult delay pe. la Apple, cu o întârziere pe care Apple o are în mod tradițional Da, față de corect, ceilalți corect. producători și care nu a afectat foarte mult în Nu. ultimii ani. Nu. Însă o regândire a designului și o implementare 5G se pare că despre Se astea mai amână. două se amână pentru anul viitor sau poate chiar pentru 2022. 2021, scuze, Da. 2021. Apropo, dacă vorbim despre alți parteneri asiatici importanți ai Apple, se pare că a început oarecare efervescență așa surprinzătoare la nivelul lor, pentru că, de pildă, sunt firme care lucrează pentru Apple în Asia de Sud-Est, care spun că ar putea crește producția de iPhone-uri chiar la 80 de milioane de unități dacă este nevoie, ceea ce este o cifră aproape inimaginabilă în urmă câteva luni. Foxconn, de asemenea, un colaborator extrem de important al companiei americane, a început deja să crească numărul de angajări în Shenzhen, acolo unde are o capacitate de producție foarte importantă, oferă deja salarii mai mari, în medie cu 10% față de anul trecut, în așteptarea iPhone 11, Da, iPhone da, 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 da. 11, în așteptarea noii linii iPhone a Apple din toamna acestui an. Hai, dacă ne întoarcem puțin iarăși în Statele Unite, dar de data aceasta în sectorul de tehnologie, ce părere ai, ce se mai întâmplă pe acolo? Mă uit la CrowdStrike. Nu Da. este un nume nou pentru podcasturile noastre. Este o companie de cybersecurity pentru cloud.
care a avut un IPO în luna iunie, a strâns net cu acea ocazie un pic peste jumătate de miliard de dolari și a avut o performanță foarte bună, aproape că s-a dublat în prima ședință de tranzacționare la Nasdaq. Și au venit cu primul set de rezultate financiare post-IPO. M-am uitat la declarații, nu neapărat la cifre, pentru că compania continuă să fie pe pierderi. Dar pentru trimestrul al doilea a anunțat o creștere foarte importantă și surprinzătoare chiar și pentru ei de abonați. Și știi că la asemenea companii contează poate chiar mai mult numărul de abonați Corect. sau de utilizatori, cum se întâmplă și la La Facebook și la Netflix. Twitter și la Netflix. Ok. Exact. A adăugat 543 de abonați pentru un total de 3059. Este vorba despre companii care folosesc acest serviciu sau această suită de servicii de cybersecurity pentru soluții de cloud. Exista deja o analiză foarte interesantă a celor de la Canalys care spuneau că în primul trimestru, deci un pic mai devreme, în primul trimestru din 2019, partea asta de cybersecurity pentru cloud a înregistrat o creștere de 45% față de aceeași perioadă din 2018 și că este în continuare dominată de nume tradiționale precum Symantec sau McAfee, dar că nume, startup-uri, companii mai mici vin foarte puternic din urmă și ele sunt cele care înregistrează cea mai mare rată de creștere, printre care și CrowdStrike. Însă știi că asta este o temă mai largă a companiilor de tehnologie relativ micuțe, extrem de entuziaste, foarte nișate pe servicii de pildă de cloud sau de analiză de date, de inteligență artificială, care oferă servicii pentru companii, nu neapărat pentru utilizatori fizici, pentru oameni ca mine și ca tine, ci pentru companii. Aici a existat cu adevărat cea mai intensă activitate, inclusiv în IPO-uri în Statele Unite în prima jumătate a lui 2019. Și pentru faptul că ai niște estimări foarte, foarte promițătoare. Uite, există un raport al celor de la International Data Corp care spune că în acest moment cheltuielile corporațiilor pentru cloud, pentru data analytics și pentru alte tehnologii digitale vor fi în acest an la nivel global de 1,18 trilioane de dolari. Și am verificat să văd dacă este vorba despre trilioane. Este vorba despre trilioane. 1,18 trilioane de dolari la nivel global. Și mai interesant, și asta în creștere cu 18% față de anul trecut. În următorii 4 ani va crește la aproape 6 trilioane de dolari. Deci doar pentru cloud, analiză de date și alte câteva servicii E clar că digitale pentru companii. E e clar mare miza în în ce zonă segmentul. se va duce tehnologia, Și știi corect. cum aflăm, nu doar în estimările astea, știi cum aflăm că va fi o miză enormă care e încă la început? Faptul că ce fac giganții de tehnologie precum Microsoft sau Google în momentul ăsta? Da, dar ce fac când se uită la companii mai micuțe care sunt mult mai fâșnețe, mult mai istețe în a desena soluții nișate? Le Fie cumpără. fac ceea ce știu să facă cel mai bine, le cumpără. Corect, Deci nu se mai preocupă să-și facă ele, fie le cumpără, fie devin investitori strategici. Și am avut deja în ultima lună deja două știri foarte importante în privința asta. Microsoft a anunțat săptămâna trecută, cred că va investi 1 miliard de dolari în OpenAI, care este o companie de inteligență artificială de care cei de la Microsoft sunt extrem de interesați pentru a dezvolta capacitățile lor de cloud. Și în urmă cu aproape o lună, Google a anunțat că o să plătească 2,6 miliarde de dolari pentru a achiziționa Looker, care este de asemenea o companie care face software de business pentru corporații. Mihai, știu că am mai discutat și am abordat recent subiectul sectorului de apărare. Boeing versus Airbus, sau Airbus, invers, exact. Airbus versus Boeing. Da. Într-adevăr, știm deja că cei de la Boeing au raportat, dar rezultatele au fost destul de slabe. Însă, cu toate acestea,
Avem acea creștere substanțială a cheltuielilor pentru apărare în SUA, care este așteptată pentru următorii ani. Deci, pe lângă sumele foarte mari alocate pe zona de tehnologie, se înțeleg că vom avea și în zona de apărare iarăși sume mai mari alocate. Da. Pentru că sectorul de, dacă vrei să găsești cele câteva subiecte unde poți avea un sprijin bipartizan la nivel politic în Statele Unite, sectorul de apărare e probabil în top 3 subiecte. Să știi, noi am vorbit chiar despre acest sprijin fiscal deghizat care se oferă în Statele Unite prin faptul că democrații s-au înțeles cu republicanii și cu Casa Albă în privința Cheltuielilor a nu mai avea guvernamentale. acele opreliști în a crește cheltuielile guvernamentale, cel puțin pentru următorii 2 ani. Se estimează cheltuieli guvernamentale cu vreo 3 trilioane de dolari. Și o parte din acești bani foarte probabil se vor duce către sectorul de apărare. Am citit în ultimele zile analize de asemenea foarte interesante care spun că chiar și cu acei bani rezervați sistemului de apărare, în continuare tot ceea ce poți să faci este să menții capacitatea de luptă a Pentagonului, infrastructura asta de apărare și că de fapt ar fi nevoie de mult mai mulți bani pentru a reuși să finalizezi toate proiectele pe care Pentagonul și le propune chiar și pentru următorii 2 ani. Deci, pe un termen relativ scurt, așa cum este privit el în sectorul de apărare din Statele Unite. Ei bine, evident, există și alte nume decât Boeing în sistemul de, în sectorul de apărare. Toate aceste nume importante, nu doar că au raportat venituri și profituri peste așteptări în al doilea trimestru, dar au venit și cu o perspectivă, cu un outlook mult îmbunătățite pentru întregul an 2019, fără titlu de recomandare. Adi, dacă te uiți la ceea ce așteaptă, ceea ce estimează aceste companii de apărare, așa glumind, da? Amazon e interesant până te uiți la sectorul de apărare. Am înțeles. Două dintre aceste nume sunt Northrop Grumman și General Dynamics. Bine, la Northrop, vânzările totale au crescut cu 19% față de anul trecut, care nu a fost tocmai un an restrictiv ca și cheltuieli pentru sectorul de apărare. E bine, 19% vânzări mai mari în trimestrul al doilea din acest an, undeva la 8 miliarde și jumătate de dolari într-un singur trimestru. Northrop este un furnizor important de părți ale fuzelajului pentru F-35, pentru avionul militar vedetă al Statelor Unite, pe care îl construiesc cei de la Lockheed Martin. O să vorbim și de ei în jumătate de minut. Dar compania anunță că a vândut mai multe structuri de aeronave militare, de asemenea vehicule tactice, rachete pe care le produce această companie și are un volum de comenzi neonorate la care lucrează să le finalizeze de vreo 63 de miliarde de dolari. Acest backlog de comenzi tocmai a crescut cu 10%. Deci suficientă muncă la Northrop pentru Chiar următoarea perioadă de trebuie. timp. Și General Dynamics a avut rezultate peste așteptări, cu venituri în creștere cu 4% până la aproape 10 miliarde de dolari în trimestrul al doilea. Aici, volumul de comenzi la care compania lucrează să le onoreze sunt de un pic peste 67 de miliarde de dolari. Lockheed însă a fost cu adevărat vedeta. Același refren de venituri și profituri peste așteptări, un outlook mai bun pentru tot anul 2019. Toate cele patru divizii de la Lockheed au înregistrat creștere ale profiturilor operaționale față de perioada comparabilă a anului trecut. Volumul de comenzi neonorate, acele backlog de comenzi, la un nou maxim record, 137 de miliarde de dolari. Și ai de asemenea niște companii în sectorul de apărare cu niște randamente anuale ale dividendelor destul de bunicele în termeni comparativi cu ceea ce Da, se categoric. întâmplă undeva între 1,5 și 2,5% în dolari americani. Și factori care
sprijină aceste outlook-uri, cel puțin la nivelul rezultatelor financiare, dacă nu la nivelul performanței bursiere, măcar la nivelul rezultatelor financiare din viitor. Pentru că ai aceste noi riscuri geopolitice pe radar, ai sprijin bipartizan pentru sectorul de apărare în privința securității naționale a Statelor Unite, ai un momentum foarte robust, inclusiv pe bursă și ca rezultate financiare, și un cash flow incredibil de solid, probabil în sectorul de apărare top 3 sectoare ale bursei americane care oferă acest cash flow care curge și curge și devine tot mai solid cu fiecare an care trece. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Adi!